Trei bărbați au ajuns în arestul poliției fiind acuzați de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Doi bărbați de 31 respectiv 32 de ani din comuna Balta, județul Mehedin și municipiul Motru ar fi exercitat acte de violență asupra unui tânăr de 25 de ani din localitate, în urma unor discuții contradictorii provocate de o tânără de 26 de ani. Cei trei urmează să fie prezentați în cursul zilei de astăzi parchetului de pe lângă judecătoria Motru cu propuneri legale.